Binecuvântat fie Domnul! În această seară s-a citit un text despre Toma. Un text pe care de obicei se citea duminica, așa cum o numim în tradiția românească, Duminica Tomii. Astăzi cred că este Joia Tomii. Suntem aici și s-a citit acest text minunat în care se descrie cum ucenicii, plini de frică, ucenicii care erau într-o tensiune continuă după moartea Domnului Iisus Hristos și totodată după învierea Lui. Erau baricadați în casă, ușile închise, zăvoarele trase, se ascundeau de frică iudeilor. Iudeii căutau ca să-i prindă, să-i omoare, să-i persecute. Și Domnul Iisus Hristos stă în mijlocul lor și zice, pace vouă. Pace vouă. Nu este doar un simplu salut pe care îl aduce Domnul Iisus Hristos și dă din pacea Lui, pentru că acești oameni aveau nevoie de pace. Este exact de ceea ce aveau ei nevoie de pace. Și Domnul zice, pace vouă. Vrem să ne ocupăm despre, să ne uităm asupra acestui personaj, acestui ucenic, Toma. De la acest text se derivă expresia proverbială, Toma necredinciosul. Oare așa să fie, să fi fost el necredincios? Toma necredinciosul? După părerea mea personală, nu a fost așa. Și nu cred că este foarte bine să caracterizăm un om după o scurtă porțiune din viața sa. După o îndoială sau poate o cădere într-un păcat. Și nu este normal să catalogăm pe acest ucenic al Domnului Iisus Hristos ca fiind necredincios pentru această îndoială pe care a avut-o pentru o scurtă durată. Despre Toma se spune câteva lucruri în Sfânta Scriptură și vreau să le amintesc. În primul rând, ni se spune despre el că a fost un ucenic loial. A fost un ucenic curajos totodată. Ne aducem aminte despre acea împrejurare în care Lazar, prietenul Domnului Iisus Hristos, unde ni se spune în Sfânta Scriptură că Domnul Iisus Hristos îl iubea pe acest Lazar, a căzut bolnav. Sora lui trimite oameni la Domnul Iisus Hristos și spune, Doamne, vino, vino în Iudeea, Lazar este bolnav, este pe moarte, vino și ajută. Tu poți să-l vindești, vino, Doamne. Și Domnul Iisus Hristos spune cinci ori, mai stăm aici, este ok, nu-i problemă. După ce moare Lazar, după 2 zile zice Domnul Iisus Hristos, haide să mergem, Lazar doarme. Doamne, merge să-l trezim pe Lazar. La care ucenicii spun, Doamne, dacă te vei duce în Iudeea, oamenii de acolo te vor prinde și te vor omori cu pietre. Oamenii de acolo, iudeii din Iudeea, te așteaptă ca să te prinde și să te omoare. Și Toma ia atitudine și în Ioan, capitolul 11, cu versetul 16, spune felul următor. Atunci Toma, zis geamăn, a zis celorlalți ucenici, haide să mergem și noi să murim cu el. Vedem această loialitate, acest curaj pe care are acest ucenic al lui. Haide să mergem cu el. Indiferent dacă moară, noi mergem cu el. Dacă este să ne persecute și pe noi, noi suntem gata. Mergem cu el și haide să mergem cu tot. E încurajat cu ucenici. Haide să mergem să murim cu el. Vedem această loialitate a acestui om. Acest curaj, loialitate față de învățătorul său. Într-un alt pasaj găsim pe Toma foarte sincer. Un ucenic sincer. Domnul Iisus Hristos făcea teologie cu ei. Și învăța despre împărăția cerurilor și le explica ucenicilor cum va trebui să meargă sus, să le pregătească un loc ca să, după ce va pregăti acest loc, se va întoarce la el. Și după ce se va întoarce, va lua cu ei ca acolo unde este el să fie și ucenicii lui. Și Domnul Iisus Hristos le spune, știți unde mă duc? Și știți și care este acolo? Ceilalți ucenici toți s-au dat din cap. Da, știm. Dar numai unul foarte sincer, Toma, zice, Doamne, i-a zis Toma, nu știm unde te duci. Cum putem să știm care am acolo? Toma declară că nu știe. Și aceasta îmi place la el, sinceritatea lui. Doamne, Tu ești învățătorul meu, dar eu nu te înțeleg aici. Unde te duci? Nu știm unde te duci. Cum putem să știm care intră acolo? Explică-ne! Și Domnul Iisus Hristos nu-l ceartă. Și spune în felul următor, versetul 6, din Ioan 14. Iisus i-a zis,
Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Dacă Toma nu punea această întrebare și zicea, Doamne, noi nu știm, nu era sincer și, zicea, și nu zicea, și zicea, nu știm care intră acolo. Noi nu știam astăzi care este calea. Noi ne rătăceam, cum se rătăcesc celelalte religii. Dar Domnul Iisus Hristos este foarte tranșant și zice, eu sunt calea. Eu sunt calea. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Nu există alt profet? Nu există altă personalitate? Nu. Numai prin mine. Eu sunt calea, adevărul și viața. Dar avem acest răspuns tranșant al Domnului Iisus Hristos din cauza că Toma este foarte sincer și spune, nu înțeleg, Doamne. Din acest text care s-a citit în această seară, se puteau face multe predici. Se putea vorbi cum Toma n-a fost la biserică, când Domnul Iisus Hristos a fost în mijlocul lor, despre absența lui Toma din mijlocul fraților. Se poate vorbi despre necredința lui Toma, despre credința lui. Dar această seară vreau să ne oprim într-un mod diferit. Să vedem trei imagini, trei tablouri pe care le-a trăit Toma. Trei imagini pe care trebuie să le trăim și noi astăzi, ca și creștini. Să le avem proaspete în memoria noastră. Trei imagini pe care s-a confruntat El și cu care trebuie să ne confruntăm și noi. Și în primul rând, prima imagine sau primul tablou este acela al lui Iisus Hristos, cel răstignit. Iisus Hristos, cel răstignit. Se spune în versetul 25. Ceilalți ucenici au zis deci, am văzut pe Domnul. Dar el, adică Toma, a răspuns, dacă nu voi vedea mâinile lui semnul cuilor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Avea în mintea lui această imagine a Domnului nostru Iisus Hristos răstignit. Vrea să vadă semnul cuilor, vrea să vadă rana din coasta Domnului. Nu știm că nu se menționează în Sfânta Scriptură dacă el a fost atunci când Domnul Iisus Hristos a fost răstignit. Poate se ascundea în mulțime. Cert este că el știa că Domnul Iisus Hristos avea rând la mână, avea rană la coastă, știa aceasta. Și această imagine îi persista în minte. Știa că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit. Și această imagine trebuie să o avem și noi. Pentru că Pavel se adresează bisericii din Corint, în 1 Corinteni, capitolul 2 cu 2, și spune în felul următor, căci n-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El, nu oricum, și pe El răstignit. N-am avut de gând să știu între voi altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. De ce, Pavel? De ce pe Domnul Iisus Hristos răstignit? De ce biserica are nevoie de această viziune, de această imagine a lui Iisus Hristos răstignit? Când tu puteai să-L prezinți pe Domnul Iisus Hristos stând la dreapta Tatălui, puternic, pe un cal alb, de ce trebuie ca biserica din Corint să aibă imaginea aceasta a lui Iisus Hristos răstignit? 1 Corinteni 1:22. Avem aici acest răspuns. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potimire și pentru neamul o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Ce spune Pavel aici? Iudeii, ei vor minuni, ei vor să vadă minuni. Și Pavel era capabil să facă minuni. Duhul lui Dumnezeu era peste Pavel. A și făcut vindecări. A și făcut minuni. Pavel a fost și un om înțelept. Putea să stea de vorbă și cu grecii care căutau înțelepciune. A absolvit școala lui Gamaliel, un om înțelept în vremea lui. Vedem înțelepciunea lui Pavel din scrierile sale. Și totuși îl spune, nu prin minunile pe care le fac. Nu prin înțelepciunea pe care o am. Vreau să vi-l prezint pe Hristos. Și vreau să vi-l prezint pe Iisus Hristos așa cum este. Iisus Hristos cel răstignit. De ce? Pentru că Iisus Hristos cel răstignit este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu.
este puterea activă a lui Dumnezeu, care se coboară de la Dumnezeu, care are putere de transformare, putere de schimbare, de iertare a păcatelor. De aceea vrea Pavel ca cei din Corint să n-aibă mijlocul lor pe Iisus Hristos cel răstignit. Pentru că acest Iisus Hristos cel răstignit are putere de transformare, de schimbare, de vindecare. Isaia 53:4, totuși, El suferințele noastre le-a purtat. Acest Iisus Hristos cel răstignit a purtat suferințele noastre. Și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Atunci când era pe lemnul crucii, am crezut că El este smerit, pedepsit de Dumnezeu. Dar El nu era așa. Pentru că El a luat asupra Lui durerile, suferințele noastre. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Iisus Hristos cel răstignit a luat asupra Lui păcatele noastre, fără de legile noastre. Și acea pedeapsă care ne dă nouă astăzi pacea, a luat-o asupra Lui. De aceea dorea Pavel să aibă Biserica, această imagine a lui Iisus Hristos cel răstignit. Să dăm seama că acest preț pe care l-a plătit Domnul nostru Iisus Hristos a fost plătit pentru noi, pentru păcatele noastre. Că durerea fizică care a suportat-o pe lemnul crucii și acea moarte prin asfixiere pe care o ai atunci, o aveau condamnații la moarte prin cruce. Setea care a avut-o pe lemnul crucii a fost pentru noi. Dar să înțelegem că mai mult decât această durere fizică a fost durerea spirituală. Atunci când Dumnezeu din Dumnezeu adevărat a luat păcatul omenirii asupra Lui, prima întâlnire cu păcatul și singura, dureroasă a fost acea întâlnire. În care El s-a despărțit de Tatăl pentru prima dată. Și a declarat, Dumnezeule, de ce m-ai părăsit? Avea de gând Pavel ca biserica să vadă această imagine. Și să le aduce în aminte că pentru noi s-a plătit un preț. Pentru noi s-a plătit un preț. Am sărbătorit Paștele și de altă cu noi au sărbătorit și evrei. Paștele evreiesc, Pesach, așa se numește la ei, Pesach, Paștele evreiesc. Despre ce este vorba în acest Paște evreiesc? Ne ducem aminte că poporul lui Dumnezeu a fost în țara robiei, în Egipt. Și atunci când Dumnezeu a vrut să îi elibereze prin mâna lui Moise, a trimis peste Egipt câteva urgii. Și în ultima dintre aceste urgii, Dumnezeu ferește poporul său și zice lui Moise, anunță-ți poporul ca fiecare casă să aibă un miel, să-l înjunghe, să aducă jertfă din sângele acestui miel, să ungi ușorii ușii. Și atunci când voi trece, nu mă voi atinge de casele lor, ci mă voi atinge doar de casele egiptenilor. Și va intra moartea în casele egiptenilor. Vedem că și atunci Dumnezeu a avut nevoie de o jertfă, de un miel, ca să fie junghiat. Ca poporul să aibă eliberarea, ca apoi poporul să plece din țara Egiptului. La fel s-a întâmplat și cu noi. Am fost prizonieri. Robi ai păcatului. Cu toții am fost robi ai păcatului. Și ca noi să fim eliberați de sub această grea robie a păcatului, a trebuit un miel să moară pentru noi și să curgă sânge. Și acest miel a fost Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos. De aceea El a stat pe lemnul crucii și din mâinile sale și din picioarele sale a curs sânge pentru noi. Ca noi să fim eliberați de sub blestemul păcatului. De aceea dorea Pavel ca biserica din Corint și cred că și biserica noastră să vadă astăzi pe Iisus Hristos, pe Iisus Hristos și oricum și pe El răstignit. Ce să facem noi, practic, ce să facem noi gândindu-ne la Iisus Hristos și răstignit? Luca, capitolul 9, cu versetul 23. Domnul Iisus spune într-unul, apoi a zis tuturor, dacă voiește cineva să mă urmeze, să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Domnul Iisus Hristos spune, dacă voi doriți să veniți după mine, trebuie
trebuie să vă luați crucea. Trebuie să vă să se lepere de sine, să ne lepădăm de eu nostru, de mândria noastră, de poate de ambițiile noastre. Să le lepădăm, să ne lepădăm de noi. Iar apoi să ne luăm crucea și să-L urmăm fiecare zi pe El. Asta trebuie să facem noi, să credem în jertfa Lui, iar apoi să ne consacrăm viața în mâna Domnului. Am văzut că Toma a văzut această imagine a Domnului nostru Iisus Hristos. A doua imagine care a văzut-o Toma și pe care trebuie să o avem și noi proaspăt în mintea noastră, este aceea a Domnului nostru Iisus Hristos, cel viu, cel înviat. Ioan 20:25. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și a zis, pace vouă, pace vouă. Apoi se ocupă de problema lui Toma și zice, apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uite-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios. Toma are acest contact cu Iisus Hristos, cel viu. Acum nu mai stă gândul că El a fost răstignit și știe că El este viu și are confirmarea aceasta că Iisus Hristos este viu. Și El este viu și astăzi. Spune Sfânta Scriptură că Ștefan, un ucenic al Domnului, când a stat în fața soborului, când a ținut acea prelegere înaintea lor și acea apărare a crezului său, și a ridicat capul înspre cer și a zis că l-a văzut pe Fiul lui Dumnezeu, adică pe Domnul nostru Iisus Hristos, stând în picioare la dreapta Tatălui. Nu mai era Iisus Hristos cel răstignit sau Iisus Hristos cel din mormânt. Și acum era Iisus Hristos cel înviat, care stă la dreapta Tatălui, stă în putere, în înțelepciune. El este viu. Am vrea să vedem în câteva minute care urmează ce dovedește această înviere. Ce dovedește această înviere a Domnului nostru Iisus Hristos? În primul rând, această înviere dovedește că dragostea biruiește ura. Dragostea biruiește ura. Gândindu-ne la viața Domnului nostru Iisus Hristos, vedem că El a fost, de când a fost copil micuț, înconjurat de ură. Au vrut să-L omoare de când era un copilaș, un bebeluș. Părinții lui a trebuit să fugă ca să-L protejeze. Când a crescut, vedem împotrivirea oamenilor din jurul lui. Frații lui îl neagă. Apoi vedem ura care vine din partea saducheilor, din partea fariseilor, a cărturarilor, a preoților. Ura aceasta, deși Domnul Iisus Hristos a arătat numai dragoste, a făcut atâtea minuni pe care a ajutat pe oameni, a vindecat, le-a dat de mâncare, le-a dat o speranță. Și totuși această ură l-a pus pe Domnul Iisus Hristos pe o cruce, iar apoi l-a băgat într-un mormânt. Stând pe lemnul crucii, Domnul Iisus Hristos ia această ură și o învinge, spunând, Tată, iartă, că și nu știu ce fac. Probabil dacă era un trecător și se uita și vedea această imagine, probabil zicea, uite-te, ura a biruit dragostea. Vedem dragostea că stă pe o cruce și ura învinge. Dar n-a fost așa. Căci peste 3 zile dragostea a înviat. Peste 3 zile Iisus Hristos a înviat și a demonstrat încă o dată că dragostea biruiește ura. În al doilea rând, ce dovedește această înviere? Dovedește că lumina biruie întunericul. Când se dea Domnul Iisus Hristos pe cruce, ne spune Evanghelia că timp de 3 ceasuri s-a făcut întuneric. De la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea s-a făcut besnă. Soarele a încetat să mai bată. Lumina soarelui nu mai vine pe pământ, s-a făcut întuneric.
Dar că tot la fel trecea un trecător și se uita acolo. Probabil zicea, întunericul a biruit. Lumina lumii stă pe cruce. Întunericul a biruit. Dar peste 3 zile, lumina lumii a înviat iarăși. După 3 ore, soarele a răsărit. La ceasul al 9-lea, soarele a răsărit. Și tot la fel, după 3 zile, Iisus Hristos a înviat. Și a demonstrat încă o dată că lumina este mai puternică ca și întunericul. În al treilea rând, ce dovedește această înviere? Dovedește că viața biruie moartea. Dacă până atunci moartea era punctul vieții, prin învierea Domnului nostru Iisus Hristos, moartea nu mai este punctul final, ci este doar o virgulă în povestea vieții. Moartea este doar o virgulă. Nu mai este punctul final. Pentru că Iisus Hristos a biruit moartea. Pe moarte călcând avem o cântare. Și prin aceasta ne-a dus și nouă nădejde. Creștinismul are ceva ce celelalte religii nu au. Nădejdea vieții veșnice. Nici măcar iudaismul nu are acest concept a vieții veșnice. Se tot rătăcesc. După mii de ani de iudaism se tot rătăcesc și nu pun la cap. Și nu dau de cap acestei dileme. Nu știu ce-i după moarte încă. Dar noi, ca și creștini, știm ce e după moarte. Pentru că Iisus Hristos ne-a prezentat și ne-a spus că și noi vom învia. Că și noi vom domni împreună cu El. Că și pentru noi pregătește acel locaș frumos în cer. Ce să facem noi știind aceste lucruri? Deschidem în Coloseni, capitolul 3, cu versetul 1. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Dacă deci noi am înviat împreună cu Hristos, ar trebui ca gândirea noastră, mintea noastră, rațiunea și logica noastră să fie către lucrurile de sus. Nu către lucrurile efemere ale pământului acesteia, ci către lucrurile de sus, acolo unde domnește Iisus Hristos. Ne spune în altă parte să căutăm mai întâi împărăția Cerului, împărăția lui Dumnezeu. Și toate aceste lucruri pământești ni se vor da pe deasupra. Dar prima dată trebuie să căutăm împărăția lui Dumnezeu. Asta trebuie să facem noi. Cum am spus, prima imagine pe care trebuie să avem în minte este a Domnului nostru Iisus Hristos răstignit. A doua imagine care trebuie să avem în minte este a Domnului nostru Iisus Hristos înviat. Iar a treia imagine care trebuie să avem în mintea noastră și pe care și Toma a avut-o, este aceea a lui Iisus Hristos, Domn și Dumnezeu. Spune versetul 28. După ce Domnul Iisus Hristos se revelează și spune, uite Toma, aici sunt găurile, vino, atinge-mă, vezi că sunt eu adevărat, sunt real, uite-te și semnul cuilor. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Probabil cea mai frumoasă declarație din Biblie. Domnul meu și Dumnezeul meu. Nu-i mai spune rabi, nu-i mai spune învățătorule. Spune Domnul meu, Dumnezeul meu. Toma își dă seama că Iisus Hristos este Dumnezeu. Dacă El a putut să-și dea viața și să-și ia înapoi, Toma își dă seama, Iisus Hristos este Dumnezeu. Și declară, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și îmi place acest al meu. Al meu. Nu al nostru. Acum nu mai era al nostru. Nu mai era Tatăl nostru. Al tuturor și al nimănui. Nu. Ești al meu acum, Doamne. Ești Dumnezeul meu. Și dacă Tu ești Domn, înseamnă că eu sunt slujitor. Dacă Tu ești Domn, eu sunt slujitor și vreau să-mi dedic viața în mâna Ta. Și Toma chiar asta face. Din momentul acesta își pune viața în mâna lui Dumnezeu și ne spune istoria că acest Toma a luat în considerare și a luat foarte serios acea chemare pe care o face Domnul Iisus Hristos să ducă Evanghelia până la marginea Pământului.
Și ne spune istoria că Toma a ajuns până în sudul Indiei, unde a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu și acolo a fost martirizat. Acolo a fost omorât, lovit cu lancia până a murit. De ce? Pentru că acest ucenic a dat seama că a avut o întâlnire personală cu Dumnezeu și de atunci l-a făcut Domn pe Iisus Hristos în viața lui și Dumnezeu. Dacă până atunci a fost doar un învățător, de acum era Domn. Și ceea ce zice învățătorul și Domnul meu e litră de lege și eu îndeplinesc. Și se duce și ea în serios această trimitere și ajunge până în India. Mă gândesc că la fel trebuie să fim și noi. Să luăm în serios chemarea lui Dumnezeu. Să-L facem pe El Domn al vieții noastre. Personal. Nu al bisericii noastre. Nu al bisericii penticostale. Al bisericii ortodoxe. Că nici o biserică n-a încheiat contract cu Dumnezeu. Dar noi putem să încheiem contract cu Dumnezeu. Personal. Să-L numim Domn și Dumnezeu al vieții noastre. Vedem atâtea personaje din Biblie, oameni care au trăit cu Dumnezeu, de care vreau să amintesc în câteva minute. Pentru că vreau să ne comparăm cu ei. Și vrem să avem această relație care au avut-o ei cu Dumnezeu, să o avem și noi. O relație personală cu Dumnezeu. Al meu. Ne ducem aminte de Moise. Când stă înainte Dumnezeu și zice, Doamne, dacă Tu nu vei veni cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Nu ne lăsa să facem un pas fără de Tine, Doamne. Nu ne lăsa să plecăm. Aș vrea ca și noi să avem aceeași relație. În fiecare dimineață să ne rugăm lui Dumnezeu, Doamne, dacă Tu nu vii cu noi, nu ne lăsa să plecăm de acasă. Și aici, acasă unde sunt, fii totul cu noi. Păzește-ne sufletele, păzește-ne mințile, păzește-ne mintea, păzește-ne trupurile noastre. Nu ne lăsa să plecăm de aici dacă Tu nu vii cu noi. Călăuzește-ne, mergi înaintea noastră, mergi în spatele nostru, fii peste noi. Domnul meu și Dumnezeul meu. Îl vedem pe Avram, un prieten al Dumnezeu. Un om credincios, care este gata până acolo să meargă cu Dumnezeul lui, cu prietenul lui, până acolo să-și jertfească fiul. A ascultat, a fost credincios lui Dumnezeu, un prieten. Ne aducem aminte de David, un om după inima lui Dumnezeu, care, deși era împărat al Israel și avea atât de multe lucruri de făcut ca și împărat, și atâtea războaie să ducă, și totuși își făcea timp pentru Dumnezeu și pentru relația lui cu Dumnezeu și a scris atâtea cântări, atâtea psalmi. Și era împărat. Cu treburi împărătești. Și a făcut timp pentru Dumnezeul lui. Pentru Domnul lui. Eu ce am atât de enorm. Un om care a umblat cu Dumnezeu. Atât de mult i-a plăcut lui Dumnezeu umblarea aceasta cu Enoch, încât a luat la cer. L-a luat la cer să fie împreună cu El. La fel vrem să fim și noi aproape de Dumnezeul nostru. Să fim un Dumnezeu personal în care să ne încredem și El să umble cu noi. Așa îmi doresc pentru biserică, așa îmi doresc pentru mine, pentru viața mea, ca să umblă Dumnezeu cu mine și eu cu Dumnezeu. Asta a făcut și Toma. Domnul meu și Dumnezeul meu. Vreau să închei cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos din versetul 29. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Adică ferice de noi. Că noi nu l-am văzut pe Domnul Iisus Hristos și totuși am crezut. Și totuși astăzi, în joia aceasta, suntem aici. Dorim să auzim cuvântul Lui. Dorim să știm mai multe despre El. Dorim să-L facem Domn al vieții noastre. Dorim să ne reamintim despre El. Ferice de noi că am crezut. Dar aș vrea să spun că este și mai ferice de noi dacă rămânem credincioși până la capăt. Nu numai să credem și să rămânem și credincioși până la capăt. Aș vrea să aduc aminte încă o dată cele trei imagini care să le avem de actualitate în mintea noastră. În primul rând, Iisus Hristos cel răstignit, care este puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. Iisus Hristos cel înviat, care ne-a adus această nouă speranță, că și noi vom trăi cu El. Și în al treilea rând, Iisus Hristos, care este Domn și Dumnezeu. Și zic ca Dumnezeu să ne binecuvinteze cu credincioșie pe toți. Amin. Amin. Binecuvântat să fie acest Iisus,
care a înviat din morți. Amin. Dragii mei, seara aceasta am citit, de fapt, două pasaje. Trebuia să-l citesc numai pe al doilea, dar i-am spus fratelui Dani, ar vrea să-l citesc și pe cel dinainte, ca să se înțeleagă mai bine contextul. Ar vrea doar un gând sau chiar două să împărtășesc cu dumneavoastră. În prima arătare a Domnului Iisus Hristos, spunea Dani aici și dau dreptate, spune Scriptura, Domnul Iisus știa de ce aveau nevoie ucenicii. Primele cuvinte, când Domnul Iisus a venit și s-a prezentat între ei, le-a spus, pace vouă. Credeți că aveau nevoie de pace ucenicii? Aveau ei nevoie de multe lucruri, dar cred că cea mai mare nevoie era de pace. Și Domnul Iisus le-a dat-o. Așa este El. Știe totdeauna. Ce avem nevoie mai mult. Și nicio întâlnire cu Domnul Iisus Hristos nu te lasă să te duci cu mâinile goale. Ceea ce este trist în aceasta este că acești 10 ucenici au primit pace și amărăciunea și dezamăgirea sau frica care au avut-o până atunci au fost toată spulberată. Și s-a dus toată în vânt. Și au rămas cu inimile pline de pace. Dar ce este trist și cine a fost mare pierdan, a fost Toma pentru că n-a fost între ei. N-aș vrea să intru pe o cale alunecoasă să fac o predică din lipsa lui Toma. Nu știu de ce. Scriptura nu ne spune de ce n-a fost între ei. Dar atâta știu. Faptul că n-a fost între ei, pe Toma l-a costat necredința. Când ucenicii s-au întâlnit cu Toma și a spus, Toma, l-a auzut pe Domnul. A spus Toma niște cuvinte care cred că le-a regretat după aceea. Așa cum spunem noi de multe ori, multe cuvinte. Și atunci când stăm față în față cu Scriptura, așa le repetăm. Și ar fi bine chiar să le plângem. Când i-a spus ucenicii lui Toma, l-a văzut pe Domnul, Toma a spus niște lucruri și a spus, dacă nu voi vedea eu, el vrea ceva palpabil. Dacă nu-l voi vedea eu, și mai mult de atât, dacă nu voi pune eu degetul în locul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în locul unde a fost răpuns cu sulița sau cu sabia, eu nu voi crede. Știți cât a durat această incertitudine la Toma? În timp ce ucenicii s-au bucurat de pacea lui Hristos, timp de 8 zile, Toma s-a chinuit. S-a chinuit cu acest gând al necredinței. Nu știu cum erau nopțile lui Toma. Nu știu cât de bine putea să doarmă când știa că cei 10 ucenici s-au întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și le vedea bucuria pe fețele lor. Nu știu cât de bine se simțea Toma. Dar eu cred că era tulburat. Cred că era tulburat. Și spuneam duminică seara și aș vrea să spun același lucru. Cum cei doi ucenici în drum spre Emaus, parcă toată speranța lor s-a prăbușit și s-a dus în vânt. Domnul Iisus Hristos s-a atins de ei și le-a dovedit că și cuvintele și promisiunile care le face Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu le duce la îndeplinire. Și le-a dovedit că El este Hristos înviat. Și că acele femei nu este doar un zvon ceea ce ele au adus în cetate. Nu este doar un zvon, este un adevăr că Hristos este viu. Și oamenii aceia au primit din nou speranță și din nou nădejde. Acest om, după 8 zile când a venit Domnul Iisus Hristos în mijlocul lor, le-a spus, pace vouă.
M-am gândit oare cineva i-a spus Domnul Iisus Hristos cuvintele lui Toma? Nu i-a spus nimeni. Domnul Iisus Hristos avea de-a face cu Toma și a spus: Toma, îl parafrazez și oarecum cu tine vreau să stau de vorbă. Hai încoace și adu-ți degetul. Dacă aceasta-i pretins, aceasta-i dorit, adu-ți degetul încoace și pune în locul cuielor, în palmele mele. Adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Să vezi că este adevărat. Este adevărat ceea ce s-au spus colegii tăi de suferință, ucenicii ceilalți. Este un adevăr, eu sunt viu. Domnul Iisus Hristos n-a avut nevoie ca cineva să-L informeze ce a spus Toma. Este dovadă să avem de grijă ceea ce vorbim. Petru spune într-o împrejurare, tot la sfârșitul lucrării Domnului Iisus Hristos pe acest pământ, spunea Petru: Doamne, Tu pe toate le știi și pe toate le cunoști. Nu este nevoie să-ți confirm a treia oară că Te iubesc, că Tu-mi cunoști inima. Tu-mi cunoști inima și-mi cunoști pornirile și-mi cunoști năzuințele și știi ce este ea. Știi că Te iubesc. N-a trebuit să-i spună ucenicii Domnului Iisus: auzi ce-a spus Toma. Noi ăsta chiar nu au crezut, măi, noi am spus și 10 am fost aici, 10 martori și el nu ne-a crezut. N-a trebuit să spună. Și de ce? Domnul Iisus Hristos știa tot. Lăuda să fie numele Domnului. Amin. Și așa cum spunea fratele Dani, Toma a văzut și a crezut. Dar aș vrea să vă aduc aminte un detaliu. Pe lângă toate acestea, Domnul Iisus nu l-a fericit pe Toma. Probabil pentru pretențiile mari care le-a avut. Și-a spus: Tu ai văzut și ai crezut. Dar ferice de cei ce nu văd și-au crezut. Lăudați să fie numele Domnului. Amin. În seara aceasta, ar vrea să vă spun, suntem fericiți de Domnul Iisus Hristos. Niciunul dintre noi nu l-am văzut prin ochii aceștia de carne. Niciunul dintre noi nu i-am pus mâna în locul cuielor sau coaste și totuși am crezut. Și zic ca Dumnezeu să ne mărească credința și mai mult. Spuneau ucenici într-o prejurare: Doamne, mărește-ne credința. Și în seara aceasta spun, dacă este undeva incertitudine, dacă este undeva slăbire în credință, zic ca Dumnezeu să ne mărească credința. Amin? Amin. Și nu numai credința, și nădejdea că El va veni înapoi și va lua pe cei care îl slujesc. Și această nădejde să o întărească în inimile noastre și să nu slăbească niciodată. Lăudați să fie numele Domnului. Vă invit să ne ridicăm în picioare și aș vrea să mulțumim Domnului. Și pentru că avem mai mulți tineri aici, în seara aceasta, aș vrea să mulțumim prin unii dintre tinerii care sunt aici. Și o rog pe sora Andreea Feher să mulțumească Domnului pentru toată slujba din seara aceasta. Amin.